Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții. N-am făcut postare la prima oră pe Facebook, dar era clar că voi fi aici. Mai începem și altfel diminețile, să vedem cine ne urmărește și cine nu ne urmărește. Nu în viață, ci ne urmărește pe rețelele de socializare de la prima oră, dragii mei, pentru că uneori mai fac și eu așa câte un test să văd cui e dor de mine și cui nu e dor de mine. Eu vă spun bună dimineața și mă bucur că ne revedem ca în fiecare dimineață aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, de la 7 fix, în direct, cu zâmbetul pe buze și cu sufletul curat. Vreau să cred că suntem noi, oamenii, românii, pentru că uite ce ne-am binecuvântat să avem în februarie două zile dedicate iubirii. Avem una de import, așa suntem noi românii, importăm aproape orice, și avem și ziua noastră tradițională. N-a fost. Vine! Vine! E pe drum! Sâmbătă, în 24 februarie, sărbătorim românește. Eu sunt convins că neamul ăsta românesc e bun la suflet, pentru că mi-a demonstrat de-a lungul anilor și prin călătoriile mele, astea așa știți când mă ia cu dusul, cum am plecat și ieri să caut soarele, ați văzut, prietenii mei au văzut pe Facebook, am plecat ieri să caut soarele și eu în drumurile mele întâlnesc românii minunați, românii frumoși, pentru că așa suntem noi românii, de treabă. Dragii mei, am plecat ieri la drum și am plecat să caut soarele. Nu l-am găsit pe cer, așa că trebuia pus pe când mă întorceam către Deva, parcă dădea să iasă din nori. Dar să știți că eu am plecat cu soarele în suflet și l-am purtat cu mine toată ziua și pe unde am trecut am adus lumină, sper. Și asta sper să fac în fiecare zi. Și astăzi sper să aduc lumină, dragoste, bucurie, iubire, știți, e diferit, în casele celor și în sufletelor celor care ne urmăresc în această dimineață sau mai târziu pe Facebook. Și alături de mine am invitat un domn în această dimineață, am spus ieri politician, o să vedem de ce. Ce m-a impresionat la primele întâlniri cu domnul din această dimineață de lângă mine din studio a fost două cuvinte. Doamne ajută! Aș vrea să încep într-un ton așa mai pe suflet și să-i spun bună dimineața domnului Robert Mujic. Bună dimineața și bine v-am regăsit! A spus corect? A spus corect. Nu cred, dar ne chinuim și până la urmă miese. M-am mărit cu un cioban că trebuie să dau niște mie invitațiilor mei. La ora asta, consilier județean, la Consiliul Județean Hunedoara, că vorbim despre județul Hunedoara, dragii mei, aici, acasă la Hunedoara, că noi iubim Hunedoara. Sunteți mândru că sunteți hunedorean? Foarte mândru că sunt hunedorean, că sunt român. Mă bucur foarte mult că în județul Hunedoara sunt oameni cu credință și oameni foarte frumoși, oameni cu care poți să faci ceva și cu care poți să dezvolți ceea ce vrei să dezvolți pentru județul Hunedoara. Dar da, repet, sunt foarte mândru că sunt hunedorean, sunt foarte mândru că sunt român, să știți. Am fost impresionată la primele întâlniri cu domnia sa, pentru că, așa cum am spus în această dimineață, cuvintele a fost Doamne ajută. Mai rar întâlnim oameni de la oraș, dragii mei, și mai ales oameni care îmbracă acele costume, pentru că știți că eu mereu vreau să văd cum e sufletul omului din spatele costumului, pentru că oamenii care îmbracă aceste costume sunt totuși oameni. Acolo, prin prisma a ceea ce fac, trebuie să ia niște decizii și uneori poate deciziile domniilor sale nu sunt pe sufletele noastre sau nu sunt conform așteptărilor noastre, dar sunt ferm convinsă că fiecare dintre ei ia o decizie cu un gând. Nu pot fi chiar toate gândurile rele, trebuie să aibă și gânduri bune.
Și uite așa, curiozitatea mă mână și am vrut să îl întreb pe invitatul meu de unde apropierea de credință, să spunem așa, de unde a venit? Eu am această apropiere de Dumnezeu și de credință de la bunicii mei și de la părinții mei. Bunica mea era foarte credincioasă și de când eram mic mă ducea la biserică, mergeam împreună și în strana bisericii tot timpul aveam un unchi și pe bunicul meu care cântau în strană la biserică. M-au luat cu ei și au pus această sămânță a credinței în sufletul meu. Iar de-a lungul anilor această sămânță a credinței a crescut, s-a dezvoltat și am reușit și eu la rândul meu să o pun în inima și în sufletul copiilor mei, a familiei mele și a tuturor oamenilor care au fost în jurul meu. Să știți că este o vorbă când câte suflete ai adus la mine. Și eu pot să spun că sunt câțiva oameni care i-am întors pe credință datorită felului meu de a fi, de a le povesti, de a-i duce spre locurile sfinte. Pentru că, v-am spus, bunicii mei m-au dus la biserică împreună cu părinții mei, iar de acolo a plecat și s-a dezvoltat această credință în Dumnezeu, în a face bine, în a fi om, a fi un bun creștin și de a putea să transmit mai departe acest lucru, exact cum l-am transmis și eu copiilor mei și mă bucur că ei merg la biserică, am mers împreună la biserică, i-am dus tot timpul la biserică, ei și acum fiind studenți, fiul meu și fiica mea a terminat deja facultatea, merg în continuare la biserică și întreb duminica ce faceți? A, păi astăzi mergem la biserică și după aceea ieșim în oraș cu prietenii. Zic, foarte bine. E foarte bine că le îmbinați lucrurile, să aveți grijă și de suflet și de partea spirituală, dar și de partea, mă rog, sunteți tineri, să vă dezvoltați, trebuie să aveți o viață socială activă și este un lucru foarte, foarte bun. Nu e o, cum să vă spun dumneavoastră, o mândrie că copiii mei sunt creștini practicanți. Este o satisfacție sufletească, o mulțumire sufletească a mea, pentru că am reușit să le insuflu această credință, acest lucru în mintea și în inima lor, iubirea de Dumnezeu. Este foarte important să crezi în Dumnezeu și nimic în tot ceea ce faci, dacă faci fără Dumnezeu, nu-ți va reuși. Dar dacă faci cu Dumnezeu, vei reuși absolut orice. De acord cu dumneavoastră, eu încerc mereu să aduc asta în sufletele oamenilor, în ideea că din cauza supărărilor toți ne naștem cu Dumnezeu, chiar și ateii, și eu spun că ateii sunt mai credincioși decât noi, pentru că spune, eu nu cred în el. A, dar tu îi recunoști existența. Vreau să cred că din cauza necazurilor de-a lungul vieții, așa cum ne certăm în familie și ne supărăm uneori, așa ne supărăm și pe Dumnezeu, dar găsim puterea să ne împăcăm cu noi, că El e iubitor și ne iartă mereu. Nu o să putem să facem asta niciodată, cred, să ne iertăm aproapele. Dar eu poate reușesc cumva unul, doi oameni să-i convins să coboare în sufletul lor și să găsească acea sămânță sădită undeva în copilărie de cineva. Pentru că nu se poate să fi întâlnit de-a lungul vieții doar oameni răi. Mă refer la noi, toți. Am întâlnit și oameni buni care au sădit în sufletele noastre bunătatea. Și exact acolo vreau să mă duc, în copilăria dumneavoastră. Unde v-ați născut, de fapt? De unde sunteți de loc, de pământ, cum se spune? Eu am născut în Hunedoara, dar am copilărit în zona Hațegului, în Hațeg. Am crescut și am copilărit, adică școala am făcut-o la Călan, tatăl meu fiind director la combinatul de siderurgie de la Călan, iar mama mea lucrând în învățământ la liceul industrial din Călan. Acolo am făcut școala gimnazială, acolo am făcut liceul,
Am copilărit toate vacanțele în Hațeg, la bunicii mei, de fapt la Nălații Vad, o zonă minunată, să știți, la poalele munților Retezat. Țara Hațegului este o zonă extraordinară și o zonă cu oameni buni, cu oameni care te ajută, oameni spiritual foarte, foarte bine prinși. Și am avut o copilărie frumoasă, să știți, o copilărie care mulți copii în ziua de astăzi văd că nu o mai au. Am trăit momente foarte frumoase mergând cu bunicul meu care lucra la ceea ce era atunci întreprinderea Vasile Roită. Era o fabrică de mobilă foarte, foarte renumită în vremea respectivă pentru că făceau foarte mult export. Și bunicul meu lucrând la acea fabrică mă lua cu el să văd, mi-au plăcut foarte mult ceea ce vedeam acolo, lucrurile care le făceau ei pentru export și nu numai. Și în partea copilăriei mele care am petrecut-o la bunici în vacanțe, m-am putut dezvolta foarte mult în ceea ce înseamnă iubirea de pământ, iubirea de animale, iubirea de locurile natale. E foarte important să ne iubim locurile de unde suntem, rădăcinile. Așa-i. Rădăcinile noastre sunt foarte bine conturate în țara Hațegului. Mama este din Nălații Vad, tatăl meu din Hațeg. Au avut o copilărie frumoasă și ei prin lucrurile care mi le povesteau și poveștile care le spuneau despre copilăria lor. Copiii mei i-am dus după aceea tot în zona de țara Hațegului să crească, să meargă pe aceleași locuri, pentru că este foarte bine să, v-am spus, să fii legat de rădăcinile esenței și dezvoltării tale. Eu parte, să spun așa, a vieții mele care aș retrăi-o de fiecare dată. O trăiesc prin amintirile și prin ceea ce văd la copiii mei în momentul de față. Este foarte frumos să-ți retrăiești copilăria și amintirile care le-ai avut cu bunicii, cu străbunicii, că i-am prins și pe străbunicii mei, cu părinții mei. Din păcate, tatăl meu nu mai este, a decedat acum mulți ani în urma unui infart, dar a rămas și este în sufletul meu și va rămâne tot timpul. A fost un om deosebit, tatăl meu, am învățat foarte mult de el, a fost pentru mine un exemplu și va rămâne un exemplu. A fost mentorul meu care m-a ghidat în viață, a fost omul care a știut să-și pună amprenta pozitivă asupra vieții mele și asupra dezvoltării mele, atât ca și mama mea, care o respect și îmi iubesc mama enorm de mult. Se spune că băieții sunt atașați mai mulți de mamă. Eu am fost atașat și sunt atașat de părinții mei în egală măsură. Acum o mai am pe mama mea, care este o femeie deosebită și o femeie care, să știți, cu credință foarte mare și la vârsta care o are. Și chiar zilele trecute, când am fost la mama, îmi spunea: mamă, mă bucur, zice, că ai rămas același om credincios și zice, mă bucur, mamă, că tu și acum când treci pe lângă biserică te închini și mulțumești la Dumnezeu. Zic, mamă, acest lucru este de la tine și de la tata și de la bunici, pentru că voia să determine acest sentiment și această dragoste de Dumnezeu. Dacă nu aveam, poate nu știam sau poate o găseam mai târziu. Dar avându-o din copilărie, s-a dezvoltat foarte frumos. E important să știți să nu ne uităm locurile de unde am plecat, să nu uităm niciodată rădăcinile noastre și să putem și noi, ca generațiilor care vin după noi, copiilor noștri, să le insuflăm această dragoste, odată de Dumnezeu, a doua de țară, pentru că este foarte importantă să ne iubim și țara, oamenii să iubim, pentru că dacă transmiți iubire, primești iubire. Ceea ce dai, aia primești. Eu totdeauna am spus și spun în continuare, ceea ce primesc, îmi place să ofer dublu înapoi. Dacă primesc iubire, ofer iubire dublu înapoi. Pentru că este, cum spuneați, suntem în luna iubirii, este foarte important să familia să știe că sunt iubiți, prietenii și apropiați să știe că sunt iubiți. Corect. Pentru că e extraordinar de important să poți să emani o energie pozitivă, să emani ceva frumos, să oferi oamenilor ceea ce
postul cel mai bine și cel mai frumos. Cât de ore e plină lumea? Uitați-vă ce se întâmplă acum la nivel mondial, european, cu războaie lângă noi, oameni care suferă, familii care suferă, copii care suferă. Este prea multă suferință. Bine, eu zic că toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu ar îngădui, nu s-ar întâmpla nimic. Dar poate și oamenii, sau unii oameni, au devenit mai răi, poate și-au pierdut credința. Și trebuie să găsim acea sămânță, să o resădim în sufletul lor, ca să putem să le dezvoltăm din nou credința de pace, de iubire, de înțelegere. Acum, vedeți, se întâmplă pe scena politică tot felul de mișcări. Au început oamenii cu pranchiună, cu tot felul de lucruri urâte. De ce? Pur și simplu de ce? În loc să vii și să spui lucruri frumoase. Eu niciodată n-am să spun de nimeni lucruri urâte și n-am să vorbesc de nimeni urât. Pentru că nu-mi permite sufletul care l-am în mine. Nu pot să vin să spun de cineva lucruri care i-ar deranja. Sau să mă leg într-o campanie electorală de familia cuiva. Sau să mă leg de copii. Correct. Sau să îl atac cu tot felul de chestii. Niciodată. Haide să discutăm constructiv. Haide să facem lucruri constructive. Să ne dezvoltăm, dacă putem, și pe partea politică, latura umană. Adică latura aceea de a putea să venim cu lucruri concrete, clare, cu proiecte care să le putem discuta. Nu mai trebuie să ținem cont că unul de roșu, galben, albastru, verde, culori politice. Acum de toate felurile. Oricum, este un curcubeu. Este un curcubeu. În momentul de față este un curcubeu. Dar trebuie să venim cu sufletul deschis și să spunem oamenilor. Oamenii s-au săturat deja de politicieni, în special, să știți. Pentru că spune, toată lumea minte. Haideți să încercăm să le spunem oamenilor că nu e chiar așa. Nu este chiar așa. Haideți să găsim. Și mi-a plăcut, nu vreau să dau un exemplu de politicieni cu funcții înalte din județul Hunedoara, care în momentul de față au găsit înțelepciunea să poată vorbi calm, să poată discuta calm și să poată găsi rezolvare la problemele oamenilor. Mai este un politician în județul Hunedoara, care eu îl stimez foarte mult. Nu am să-i dau numele pe post. De ce nu? Nu pot să-i dau numele pe post. Un om de la care am învățat foarte multe lucruri. Este din alt partid politic față de al meu. De aceea nu pot să-i dau numele. Este într-o funcție înaltă în momentul de față, dar am învățat foarte multe lucruri bune. Am luat lucrurile bune de la dânsul. Exact cum povesteam înainte de emisiune, și eu îmi susțin părerea, și dacă cineva mă poate contrazice și vine cu argumente, dragii mei, eu sunt aici, sunt în direct, aștept mesajele dumneavoastră, le dau citire și celor care ne-au scris imediat. Iubirea se învață, dragostea vine de la sine. Și încă o dată mi s-a confirmat prin ce a povestit invitatul meu că iubirea a fost învățată de la bunici, de la părinți, de îndrăgostit, v-ați îndrăgostit mai târziu, de politică, de o femeie, de copii, nu știu, de ceva în viață. Vom vedea imediat care e diferența și de ce s-a îndrăgostit invitatul meu. Și e clar că iubirea poate fi învățată, pentru că dacă n-am învățat-o în anii copilăriei, putem învăța împreună, dragii mei, să găsim calea, să învățăm, să iubim. Și ați primit un mesaj. Ciprian, instalatorul, bratul, vă trimite semnul acela de rugăciune. Mulțumesc mult. Deci oamenii înțeleg dincolo de aspect ce înseamnă iubirea. Cei care mă cunosc știu ce credință am în suflet, cei care mă cunosc știu ce fel de om sunt. Deci eu vă spun că fără credință și fără Dumnezeu nu realizez absolut nimic. Așa și totul e. Pleacă din, v-am spus, din educația, din familie. Totul pleacă din ceea ce... Cum ai fost tu educat? Învățat. Învățat. Învățat.
Acolo am învățat să mâncăm, acolo am învățat să mergem în picioare, acolo am învățat să scriem, așa am învățat să iubim, dragii mei. Aia mi se pare un lucru foarte normal. Nu știu de ce facem atâta tam-tam pe chestia asta. V-ați îndrăgostit prima dată de o doamnă învățătoare, nu știu, o profesoară? Care a fost prima, un profesor, un învățător, care a fost prima figură pe care o păstrați, un dascăl pe care îl păstrați aproape de sufletul prima noastră? Prima doamnă, să spunem așa, care a fost pe sufletul meu a fost mama. Oh, ce frumos! Mama. Deci mama pentru mine este o icoană care va rămâne și este tot timpul în sufletul și în viața mea. După aceea a fost doamna mea învățătoare, așa, doamna Anciu, care a fost prima femeie care m-a învățat, să spunem așa, lucruri de viață. M-a învățat să scriu, să citesc, să mă dezvolt. O doamnă învățătoare care noi am fost, cred că, ultima generație a dânsei și după aceea a ieșit la pensie. O doamnă care mi-aduc cu drag aminte, doamna învățătoare Anciu, și chiar a fost o femeie deosebită în viața mea. După aceea, școala gimnazială, erau doamne profesoare, tinere colege, frumoase în clasă, care, ca și anii tinereții, știți cum este, la 14-15 ani, când ajungi la liceu, deja ți apare acel fior al dragostei, cum spuneați dumneavoastră, pentru că iubirea este de Dumnezeu, de familie, de mamă, de părinți, de dar dragostea vine și pleacă, și pleacă. Da, este un sentiment care trece, da, e inevitabil, este frumos să iubești, este frumos să fii îndrăgostit, este foarte frumos să trăiești aceste sentimente. Un om fără aceste sentimente, eu zic că este un om care nu trăiește. Eu aici sunt de acord și vă dau dreptate. Dar mergem mai departe și ajungem la un tânăr adolescent. Ați ales o meserie, presupun. Ați terminat liceul și da. Ce ați hotărât să faceți în următorii pași? Primul lucru care l-am făcut după ce am terminat liceul a fost să mă înscriu la facultate la București. Am terminat facultatea, sunt economist. Facultatea de? ASEU? Da. Nu, este științe economice, dar în cadrul facultății ecologice din București. Așa. Am terminat, am făcut și facultatea de educație fizică și sport. Deci, impresionant, da, asta da, mi-a scăpat. Da, am fost și profesor de sport la liceul din Călan. Ce frumos! Da, după aceea am predat informatică la liceul din Călan, după ce am terminat și a doua facultate. Iar după ce am plecat din mediul, să spunem așa, Didactic, m-am dedicat mediului privat de afaceri. Am deschis o firmă care în continuare funcționează foarte bine în anumit domeniu de activitate. Nu spunem mai multe pentru că nu vrem să ne facem reclamă, că trecem pe la caserie. Am înțeles, este foarte bine și știu de la început acest lucru. Dar v-am spus, am îmbinat partea de profesor, politic și după aceea de antreprenor. Au fost niște etape ale vieții mele foarte frumoase și sunt în continuare etape ale vieții mele foarte frumoase. Am început și în politică de foarte tânăr. Un virus care l-am moștenit de la tatăl meu. Acum am vrut să spun, de unde și prima cochetare cu politica, de unde, de la cine vine? Tatăl meu a fost membru, cum era înainte, PDSR-ul, FSN-ul, care a fost după FSN, PDSR. Și acasă l-auzeam în întâlnirile care le aveau ei politice, discutând despre cum vor să dezvolte orașul Călan, județul, discuțiile care le aveau. Și îmi plăcea foarte mult ceea ce auzeam acolo. Erau oameni cu coloană vertebrală, oameni foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere, și profesional și politic. Și tatăl meu mă lua cu el la tot felul de întâlniri politice, la tot felul de discuții, atât în mediul care l-avea politic, unde se întâlnea, dar și în mediul de afaceri.
mergeam cu tata în combinat la Călan și mă ducea peste tot în toate secțiile care erau în combinat să-mi văd, să văd cum lucrează oamenii, să văd, să apreciez omul muncitor, să apreciez omul care de acolo de jos, baza, baza societății, baza, baza oriceea ce vrei să clădești, este important să ai o bază solidă. Tatăl meu intra ca și director în furnal, a venit de tot gazat acasă, era rău pentru că el era un exemplu pentru cei care era și pe care îi conducea. Tatăl meu era un om care nu se dădea în spate să meargă el primul și să le arate ce trebuie să facă, să pună mâna și să le arate. Era un specialist de săvârșit și sunt mândru că a fost tatăl meu. Să știți, sunt foarte mândru. De ce l-a trezit în dumneavoastră acest virus, frumos spus? Da. O să-l mai folosesc, îmi dați voie să vă plagiez în următoarele emisiuni. De tot învățăm de la invitații noștri câte ceva. De ce el a plantat acest virus politica undeva în subconștientul sau conștientul dumneavoastră, vedem asta ce se va, nu știm încă, e subconștient, e inconștient, că s-ar putea să fie chiar conștientul politic asta pentru dumneavoastră. Ce au însemnat primii ani de politică pentru dumneavoastră? Pentru că, așa cum cu toții știm deja, ați ales o stânga. Ați ales un partid de stânga la început. Am fost în PSD. Așa. Am fost în PSD, în organizația Călan. Nu știu dacă conta la anii ăia, în ce an ați intrat în PSD? În 99. În 99. Partidele de dreapta erau multe și mărunte la vremea aceea, până s-au mai tot rarefiat. Era pe vremea Convenției Democratice, erau ei la putere atunci și după aceea a venit PSD-ul la putere. La putere, da. Ați ales o stânga pentru că veneați și proveneați, din ce mi-ați povestit, veneați dintre oamenii care munceau până la urmă. Greșesc dacă spun că ați ales partidul de stânga pentru că era vorba de oameni, veneați dintr-o clasă socială apropiată. Era de partidul familie. Care era cel mai apropiat de muncitori, de muncitori, de oameni, de clasa, de baza societății. De baza societății. Am ajuns pe listele PSD-ului ca și consilier local la Călan. Și de acolo am crescut. Am preluat organizația PSD de la Călan ca și președinte. Am ajuns vicepreședinte al organizației județene a PSD-ului. Ani buni am fost vicepreședinte al organizației județene PSD pe județ. Am crescut frumos. Am învățat foarte multe lucruri, să știți. Atunci în PSD și acum sunt oameni care chiar știu să facă politică. Și de la ei pot să spun că am învățat foarte multe, foarte multe lucruri. Acum, bineînțeles că vremurile s-au schimbat. Gândirea mea este... Și ne-am schimbat noi ca oameni, da, până la urmă. Ca și oameni, gândirea este alta. S-au schimbat și oamenii din unii din PSD, cum s-au schimbat și în alte parte politice. Fiecare evoluează, fiecare se dezvoltă și își alege un drum în... Unii evoluează, alții involuează. Depinde acum de alegerea fiecăruia. Este liberul arbitru fiecare și poate alege un drum în viață. Aceea gară în care ne dă jos, dragii mei, că trenul merge înainte. Până la urmă fiecare își alege gara, așa cum povesteam. Tot timpul. Ajungem noi și la asta, sper, înainte de să termina emisiunea, că sunt doar 50 de minute. Când ați făcut că anume v-am oprit, că ne-a deja am dedicat prea mult, nu o să reușim să povestim prea multe și telespectatorii deja ne scriu și sunt cu ochii pe noi, dar când ați hotărât dumneavoastră că vreți să schimbați macazul de la stânga în altă parte, ce a însemnat plecarea din PSD în următorul... în celălalt partid. V-am spus că eu devenind antreprenor și având o discuție cu foarte mulți oameni care erau antreprenori, tot ceea ce înseamnă antreprenor sunt pe partea dreaptă. Deci e o altă viziune a ceea ce înseamnă politică. Și atunci am decis să merg pe această cale datorită și faptului că oamenii cu care lucram și toată lumea care era în jurul meu erau de dreapta și efectiv toate lucrurile care se întâmplau și lucruri bune, să știți, pentru că acum
fiecare partid face și lucruri bune și mai puțin bune. Nu putem să spunem că unul a fost rău și altul bun. Nu. Trebuie să existe un echilibru în toate aceste lucruri care se întâmplă. Iar de când sunt pe partea dreaptă, am încercat să coagulez în jurul meu oameni de calitate, oameni care să aibă aceeași viziune, oameni creștini, oameni care să aibă un suflet curat și deschis și oameni cu care să poți să construiești ceva. Nu spun că nu putem să discutăm și cu ceilalți colegi, pentru că eu consider în continuare colegi pe toți. Eu și în Consiliul Județean, că ați amintit că sunt și Consiliul Județean, în Consiliul Județean eu sunt un om care nu consider că sunt și cei de la PSD și de la PNL și de la USR și de la alte partide politice. Eu consider că suntem colegi toți. Și dacă suntem acolo, trebuie să ne gândim ce putem face împreună pentru binele cetățenilor care ne-au ales și ne-au trimis să fim acolo să-i reprezentăm. Noi trebuie să-i reprezentăm cu cinste și onoare și cu credință, pentru că acești oameni au crezut în noi. Și acești Correct. Oameni care ne-au votat să fim acolo au crezut și cred în continuare în noi. Correct. Nu trebuie să-i dezamăgim, că nu reușim să facem absolut tot. Nu putem să facem. Nu putem, pentru că este greu. Poate nu sunt bani la buget, poate nu reușim să atragem atâtea fonduri câte am dorit. Cu cât că noi am atras foarte multe fonduri, județul Hunedoara, am încercat să dezvoltăm. Și asta să știți că datorită faptului că au fost de multe ori proiecte votate în unanimitate în Consiliul Județean, asta înseamnă că și colegii de la PSD și de la PNL și noi, PMP-ul și USR-ul și UDMR-ul și toată lumea, formațiunea politică care mai fac parte din Consiliul Județean, am fost uniți pentru un singur scop, acela de a dezvolta și de a ajuta cetățenii să aibă un trai mai bun, să aibă o altă viziune despre ceea ce înseamnă politica în județul Hunedoara. Și acest lucru vreau să-l facem și în continuare. Dacă Dumnezeu ne ajută și sunt convins că Dumnezeu ne va ajuta, pentru că vede că există potențial și există dorință de a face. Iar când, știți cum este, se spune că dacă Dumnezeu vede că tu vrei să realizezi un lucru și un lucru bun, te va ajuta să-l faci. Astăzi PMP-ul face parte dintr-o alianță. V-ați unit trei partide, da. Nu? Dacă nu greșesc. Dreapta Unită se numește alianța. Așa, Dreapta Unită, Forța Dreptei, USR și PMP. Da. În urma, și trecem foarte pe scurt, vă promit, dragii mei, și mergem la următorul subiect, pasiuni, dar până la pasiuni. Dreapta Unită, oamenii din Dreapta Unită, că noi spunem partidul face, oamenii din partidul respectiv fac, că nu face partidul, fac oamenii. Mi s-a propus să mergeți, să vă îndreptăți așa către președinție, greșesc, către președinția județului. Da, au fost discuții legate de faptul că să candidez din nou la președinția Consiliului Județean Hunedoara, exact cum am făcut și acum 4 ani, unde am scos un scor, din punctul meu de vedere, bun, spre foarte bun. Da, în cadrul alianței v-am spus, dacă mi se va solicita din nou acest lucru, discuțiile au fost, repet, așa. Mi se va solicita acest lucru, îmi voi asuma această responsabilitate de a candida. Mi-o asum pentru că sunt un om asumat în tot ceea ce fac și voi face tot ceea ce pot ca să scoatem un scor foarte bun pe județul Hunedoara pentru a putea să conlucrăm împreună cu cei care vor fi colegii noștri în următoarea legislatură din Consiliul Județean să dezvoltăm acest județ în continuare, pentru că județul în momentul de față este pe un trend ascendent, crescător și trebuie să continuăm proiectele, trebuie să ducem mai departe, mai ales că noi încă ne considerăm tineri și în forță, să venim din spate, să creștem, să ne dezvoltăm, să putem să venim cu proiecte noi, cu proiecte viabile și să putem să facem ceea ce trebuie făcut cu adevărat pentru județul Hunedoara. Frumos spus, am elucidat misterul, știm ce se va întâmpla în 2024 din punct de vedere politic, invitatul meu încotro se va îndrepta. Acum, haideți să ne întoarcem în viața noastră personală, așa și frumos. Care sunt pasiunile dumneavoastră? V-am întrebat dacă schiați și mi-ați spus că da. Da.
Îmi place să schiez, îmi place să fac sport. În general, am jucat și fotbal. Am jucat fotbal nu de performanță, dar am jucat fotbal foarte mulți ani. Tenisul de câmp îmi place iarăși foarte mult. Iar în timpul liber, cu familia, cu copiii, cu prietenii, jucăm șah. Ne place foarte mult să... Sportul minții, da. Adică trebuie să facem și sport fizic, dar și sportul minții trebuie să-l practicăm. Am o pasiune deosebită, v-am spus, pentru șah, pentru că tot timpul mi-a plăcut să intuiesc mișcările adversarului, să spunem, cu cine joc șah. Și așa mi-a plăcut și în politică, așa mi-a plăcut și în... Pentru că și politica este un joc de șah, să știți. Politica este un joc de șah. Trebuie tot timpul să fii cu... să intuiești mișcarea celuilalt cu care ești competitor. Nu adversar, pentru că nu suntem... Da, competitor. Pentru că este o competiție frumoasă în care trebuie unul să câștige. Iar pe tabla de șah niciodată nu poți să te gândești decât la ceea ce va face adversarul. Să intuiești următoarea mutare care o va face. Ca să poți să anihilez frumos în această... Și am jucat așa că... Și de mic copil era fiul meu foarte micuț când l-am învățat prima oară să joace șah. Și seara când să ne punem să dormim, îmi spuneam: tati, dar nu mai jucăm încă o partidă de șah. Și jucam la marginea patului șah cu fiul meu. Acum el este pasionat de sport ca și mine. Îmi place foarte mult că urmează. Fiica mea la fel face sport foarte mult. Am niște copii foarte frumoși și reușiți, să știți, și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, pentru că ei sunt bucuria noastră. Copiii sunt cei mai frumoși îngeri dați de Dumnezeu pe pământ pentru a ne proteja și a ne ocroti pe noi ca și părinți. Ei sunt ființele care necondiționat, dacă mi-ar cere cineva să-mi dau viața pentru ei, mi-aș dau fără să clipesc. Eu mereu spun, fac o asociere între artiști și politicieni. Artiști de la teatru, folclor, muzică ușoară, nu contează, artiștii și politicienii, în momentul în care aleg să meargă pe drumurile lor, nu mai aparțin doar familiei. Aparțin nouă tuturor, ne bucurăm sau nu, îi aplaudăm sau nu, după caz. Familia, cât e de importantă familia pe care o alegi, nu cea din pe care ai ales-o prima dată și ți-a dat-o bunul Dumnezeu și ai crescut în ea. Când v-ați căsătorit? La ce vârstă v-ați căsătorit? Erați mai tânăr? 28 de ani. Era cu mintea coaptă deja, zicem noi, așa, da. Noi ăștia mai bătrâni, spunem așa, păi nu era. La 28 de ani ați hotărât să vă uniți destinele. Cât de important cu o doamnă, cât de importantă e familia, susținerea familiei în a face politică, pentru că sunteți mai tot timpul plecat, adică să fim serioși și oamenii trebuie să înțeleagă. Politicianul nu închide ușa la 3:30, are ședințe de comisii, merge pe stradă, sună telefonul, de multe ori și noaptea, iese râul, a căzut, e incendiu, a fugit purcuța, puicuța, porculețul, domnul consilier județean, nu s-a ridicat cu noiul, nu s-a aud tot felul când stau în preajma dumneavoastră. Astea toate nu duc la o viață confortabilă de familie. Cât de important e să ai susținerea familiei în toată povestea asta? Să știți că susținerea familiei este foarte importantă în politică. Pentru că politica, exact cum a spus și dumneavoastră, necesită niște sacrificii. E lipsa de a fi lângă familie, exact. Timpul care... În loc să-l acorzi familiei, îl acorzi familiei celelalte mari politice, să spunem așa, pentru că și politica cealaltă este o mare familie. Și familia tot timpul a fost lângă mine.
soția mea, copiii mei. Copiii mei în campanie au fost alături de mine, m-au susținut prin prietenilor, inclusiv au mers la lipit de afișe, au promovat cât au putut și m-a bucurat foarte mult să văd acest... și mi-a dat un impuls și o energie pozitivă acest lucru. Când vezi tinerii că vin lângă tine, se apropie de tine pentru că le place felul cum gândești, felul cum pui tu problema, felul cum promovezi anumite lucruri pentru tineri. Iar familia, v-am spus, mama mea, soția, copiii, rudele, prietenii, pentru că de fapt suntem o familie foarte mare noi, au fost alături de mine și asta a contat foarte mult. Dar cei apropiați au înțeles că acest sacrificiu care îl fac eu, cât și ei, pentru că și ei fac un sacrificiu, lipsindu-se de mine când sunt plecat în teritoriu, au înțeles acest sacrificiu, l-au acceptat și m-am bucurat foarte mult că m-au sprijinit necondiționat. Să știți, este foarte important să... scuzați-mă, să ai familia lângă tine în momentele cele mai grele. Pentru că știți că în politică sunt și momente ușoare, dar și momente grele. Iar în momentele grele, familia tot timpul a fost lângă mine, m-a sprijinit, m-a susținut și asta mi-a dat un impuls foarte puternic ca să pot continua ceea ce am început. Așa o satisfacție când știi că cei care fac parte din familie te susțin. Care a fost cel mai greu? Mai avem doar 15 minute, nici 15, că deja am primit... Ce repede a trecut timpul. Asta încercam să... Cred că avem nevoie de mai multe emisiuni ca să ne povestim aceste lucruri, să știți. Să ne întâlnim, că o să avem ce povesti. Urmează un 2024 în care o să tot povestim. Foarte fierbinte, din punctul meu de vedere. Care a fost cel mai dezamăgitor moment din cariera dumneavoastră politică? Momentul acela în care ați simțit dezamăgirea în suflet? Știți că în politică mai sunt și trădări. Ajungeam și acolo, da. Dar dacă le îmbinăm, e perfect. Sunt în politică și trădări. Iar ca și om politic am fost... și eu la rândul meu trădat de anumită persoană și acela a fost un moment dezamăgitor pentru că nu mă așteptam la acele persoane să trădeze. Acum au revenit la alte sentimente, au venit să fie din nou alături de mine, dar niciodată nu poți să-i mai accepti cum au fost odată. Și știți, omul care îl hrănești și mușcă mâna care l-a hrănit, este foarte greu ca doar să îi mai acorzi aceeași încredere care i-ai acordat-o atunci. Sunt momente de dezamăgire, de supărare, dar avem capacitatea și puterea să trecem peste ele. Am trecut peste ele, am iertat, pentru că iertarea este... foarte importantă, să știți. Trebuie să în primul rând, să te ierți tu pe tine, după aceea să ierți pe ceilalți. Este foarte important să faci acest lucru. Eu am iertat. Eu pot să vă spun că nu am oameni cu care în momentul de față să fiu certat sau să... Sentimentul de ură nu există la mine. Nu, eu nu pot să urăsc pe nimeni. Da, există oameni care te supără, te dezamăgesc, dar... este un lucru normal al vieții, un lucru firesc și atunci eu voi trece peste și am trecut peste aceste momente încercând să le depășesc cu fruntea sus și cu familia alături de mine, să știți. Ați învățat, trag eu o concluzie acum, nu e o întrebare, ați fost învățat iubirea în familia de acasă, dar nu ați învățat sentimentul de ură. Nu. La noi, în cadrul familiei și a familiei mărite, să spun așa, cu tot ceea ce înseamnă familia noastră, nu există sentimentul de ură. Și acest lucru, să știți, l-am învățat în primul rând de la mama mea. Mama spunea, din copilărie, de când te supărai la meciurile de fotbal cu prietenii, te supăra la școală, te aveai discuții cu poate cu un coleg și spunea, mamă, lasă, că hai să uite să fii tu cel bun. Să nu faci tu rău, mamă, la nimeni. Să încerci să fii bine. Și am încercat să fac chestia asta. Să nu
să nu supăr pe cineva. Mama tot timpul, și acum, v-am spus, și acum fiind mama la o vârstă foarte înaintată, dar o femeie cu o gândire extraordinar de sănătoasă, îmi spune, chiar ieri mi-a spus, am fost cu mama la un control medical, având anumită problemă de sănătate, și pe mașină, ducând-o spre casă, îmi spunea, mamă, zice, acum începe din nou campania, iar o să fie, mamă, atâta răutate, face, dar tu să fii bun, tu să fii bun. Și am zis, da, mamă, tu știi că eu o să fiu bun, nu o să pot, să nu jignești, mamă, să nu zici rău de nimeni, nu zis. Tu zi lucrurile tale care vrei să le faci, zi ceea ce crezi tu că e bine, dar să nu fii rău, mamă. Și am zis, mamă, niciodată n-am să pot să fiu rău. Dacă zic că mi-ai spus de atâția ani lucrurile astea, tu crezi că acum pot să mă schimb? Zice, da, mamă, dar lumea acum este rea, ai văzut că urmește și ea la televizor și vede câte ranchiune, câtă răutate este, câtă... Ce, mamă, tu să nu fii așa. Și am zis, n-am să fiu, mamă, n-am să fiu un om rău. Povesteam, oamenii nu sunt răi în esență, oamenii sunt buni în esență, doar că sunt provocați. Și noi povesteam, ține și de noi, că până la urmă răutatea înseamnă să vin să vă provoc, să vin să vă, să bași bătangar, cum se zice la noi, da, la români, să ațiți cățelul. Dau citire mesajelor. Edi, bună dimineața! Edi, bună dimineața din Delta! Poze, pești, așteptăm să vii să ne faci mâncare, să vedem ce ai pescuit în Delta. O ciorbă de pește bună! O ciorbă! Nu, Edi, nu vreau ciorbă de pește! Adrian Mureșan, bună dimineața! Domnul Vasile Enea, bună dimineața, o zi frumoasă, mulțumim! Instructorul de la Hațegana, da, din Hunedoara, soția domniei sale, Daniela! Bună dimineața, Dani, nidor de plăcinta ta. Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața. Aici cred că ne-am prietenit de curând pe Facebook și am văzut că aveți o fetiță minunată care cântă, v-am transmis în direct. Vedem, ținem legătura, așteptăm să ne trimiteți ceva minunat. Maria Hinț, tanti Maria Sărâmâna, bună dimineața, e bunica colegei noastre, Bianca. Noi avem 3 tineri în echipă, încă o dată mă mândresc și uite, spun că cu acești 3 tineri frumoși și e bunica colegei mele, o salutăm. Cu drag. O salutăm și pe Sergiu Stănescu, care trage cu ochiul. Cum e apa, Sergiu, la temperatura camerei sau mai rece? Vine, e colegul nostru care are o afacere în... centru. Nu. Mult putem. Succes! Da, da, ne întâlnim noi des acolo pe centru. Nu mai e foarte mult din emisiune. Acum, e o întrebare pe care eu o pun aproape la toți politicienii, nu aproape, până aici am pus-o la toată lumea. Asta cu ați fost trădat, mi-ați recunoscut că ați fost trădat, da. E clar că ați fost dezamăgit. Dar e și partea altă. Ați trădat vreodată în politică? E o întrebare foarte bună care ați spus-o, să știți. Trădări în politică sunt foarte multe. Dar eu nu am trădat în politică și vă spun și de ce. Că, da, am plecat dintr-un partid, în alt partid, asta nu înseamnă trădare. Aia nu-i trădare. Dar să trădezi cu bună știință, nu am făcut-o niciodată. Nu mi-au plăcut niciodată cei care au trădat, să știți. Da. Poate să spună oricine că, exact cum am spus, că ai plecat dintr-un partid, ai trădat partidul respectiv, că ai trădat, nu știu, o formațiune politică. Am evoluat de-a lungul. Dar, exact, evoluția nu înseamnă că ai trădat. Trădat. Da. Trădare eu văd în felul că cineva ți acordă o încredere foarte mare, iar tu faci altceva față de ceea ce ai spus. Iar dacă am spus un lucru, am mers pe acel lucru. Chiar dacă de multe ori să știți că am pierdut. Nu am câștigat de fiecare dată mergând pe partea asta de a nu trăda. Poate dacă trădam în anumite momente, anumite persoane sau anumite lucruri sau chestiuni, aș fi avut poate alte perspective și alte beneficii eu. Dar nu am putut să fac acest lucru și n-am să fac niciodată, să știți.
Am discutat și discut cu toate formațiunile politice. Discutăm cu toți oamenii politici pentru a putea să construim ceva frumos. Dar dacă discuți cu cineva, nu înseamnă că trădezi. Eu, să știți că oferte politice au fost și sunt în continuare destul de multe. Pentru că oamenii sunt tentați să își atragă oameni care aduc voturi lângă ei. Dar asta nu înseamnă că dacă discuți sau faci anumite lucruri, ai trădat. Trădări sunt, e un cuvânt foarte greu, să știți. Trădarea e un cuvânt foarte greu. Iar pe mine nu mă caracterizează acest lucru. Dacă am avea mașina timpului, dacă am avea-o și am putea să mergem în trecut, să schimbăm ceva, dumneavoastră ce ați schimba în viața dumneavoastră? Eu am avut o viață frumoasă, am spus de la copilărie. O copilărie frumoasă, o copilărie fericită, o familie frumoasă, în continuare am o familie frumoasă și, nu știu, poate aș încerca să schimb la mine, ca și persoană, ceva, în sensul de a fi mai bun decât sunt. Să devin mai bun decât sunt. Adică eu pe mine să mă schimb în mai bine, să fiu mai bun. Poate asta aș schimba. În rest, v-am spus, de familie sunt foarte mulțumit, de tot ceea ce mă înconjoară. Îmi place să am sentimentul de iubire, de dragoste, de afecțiune, de a oferi foarte mult oamenilor din jurul meu. Îmi place să ofer foarte mult. Eu sunt un om, nu vreau să par că mă laud, dar sunt un om generos. Deci ofer oamenilor din jurul meu tot ceea ce cred că și-ar putea dori ei. Și atunci încerc să, de la prieteni, de la amici, de la cunoștințe, deci nu mă refer doar la partea de familie, adică familia mea să fie bine și restul nu. Deci, într-o chestie politică, care a fost, și nu vreau să dau nume de oameni, care i-am pus pe ei pe primul loc, cu cât că puteam să fiu eu care să fiu pe primul loc, și eu am rămas ultimul, tocmai prin prisma faptului de a ajuta pe ei și de a-i ridica și de a-i duce în față ca să fie mulțumit, să fie lucrurile făcute cum trebuie și eu am rămas ultimul. Dar știți ce satisfacție am? Că eu am rămas ultimul și am reușit să ajut alți oameni. Când ajuți și ajuți din suflet, nu de interes, ajuți din suflet, ajuți cu credință, ai o satisfacție mult mai mare în tot ceea ce faci. Pentru că oamenii, dacă îi ajuți, o să zică, băi, uite, putea să fie el în funcția respectivă, dar m-a ajutat pe mine să ajung acolo. Pentru ce? Pentru că eu sunt mulțumit cu ceea ce am. Eu sunt mulțumit cu ceea ce fac. Eu mulțumesc Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat, de la familie, la prosperitate, la afacere, la absolut tot. Mulțumesc la Dumnezeu că fără Dumnezeu nu făcea nimic. Și atunci, dacă eu am și pot să ajut, voi ajuta în continuare și același lucru voi face cât voi sta pe acest pământ să ajut oamenii. Asta este un lucru care mi-l doresc din toată inima și din tot sufletul meu, să pot să ajut cât mai mulți oameni. Și vreau să vă spun că am fost singurul consilier local din țară care am avut birou de consilier local și acum sunt singurul, și acum a deschis și domnul Arion Viorel, birou de consilier județean, exact pe modelul cum au parlamentarii și cum au alte persoane. Suntem singurii care avem birou deschis de consilieri județeni, să vină cetățenii, să discutăm, facem audiențe la birou la noi. Înțelegeți? Eu am audiențe, eu am avut și ieri oameni care au venit și și-au expus problemele și eu mai departe mă duc în Consiliul Județean, la departamentele cu care sunt și încercăm să găsim soluțiile pentru a putea să-i ajutăm. Pentru că oamenii poate nu au acces să ajungă în Consiliul Județean sau nu pot. Și atunci e mai ușor să vină la mine, la cabinetul meu de Consiliul Județean, unde discutăm problemele. Am dosare întregi, dacă v-aș arăta, am dosare întregi cu situațiile lor. Că au avut cu inundații, că au avut într-o altă emisiune. Într-o altă emisiune. Deci când e vorba de ajutat oamenii, Rosi mi-arată unul. Bună dimineața, Rosi, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în această dimineață, pentru că, dragii mei, aici se încheie emisiunea. Într-o altă emisiune o să aduceți acele, nu o să dăm nume, dar nu se știe cum vă putem ajuta, sperăm,
să faceți lucruri bune și să ajutăm oamenii, pentru că noi suntem în asentimentul dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu mult pentru emisiune. Chiar o să avem nevoie de mai multe emisiuni, să știți, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus și de povestit și chiar îmi face o deosebită plăcere să le povestesc cu dumneavoastră. Mulțumesc! Aici mă găsiți în fiecare dimineață de la ora 7 fix, dragii mei, la Dale Dimineții, la Hunedoara Mâine 1 TV. Eu tot aici voi fi și mâine dimineață. Alături de mine un om cu două mâini minunate. Ce face cu ele? Face căsuțe, a catedrale, bisericuțe, modele de case. Nu știu, ne rugăm pe Dorin Olariu să ne povestească mâine dimineață de une pasiune. De ce să facem căsuțe? De ce în miniatură și nu mari? Mâine dimineață aici la Dale Dimineții, alături de mine, Dorin Olariu, un alt hunedorean care ne face mândri. Cum și de ce? Vedem mâine dimineață. Până mâine dimineață, dragii mei, am învățat un lucru. Eu am învățat astăzi să iubesc încă un pic. Sper că și dumneavoastră. Și dacă tot am învățat și avem iubire în suflet, haideți să dăruim și celorlalți. Vă iubesc!